Mesajul unui medic pentru toate femeile din lume. În ultima perioadă, tot mai multe femei au probleme de sănătate. În această lume agitată, în care suntem presați de stres, muncă și cerințele celor din jur, uităm adesea că suntem ființe umane, nu mașini programate să funcționeze fără odihnă și fără pauze. Stresul, munca, stilul de viață și faptul că pe umerii lor poartă mult mai multe greutăți decât ar trebui să poarte, își spun cuvântul. Dragă femeie, odihnește-te mai mult. Ești om, nu robot. Cele care au pus munca mai presus de odihnă și de relaxare, fie sunt bolnave, fie sunt în pământ de mult. Nu te mai stresa și nu mai pune la suflet orice nimic. Cele care adesea se stresează din orice și pun la suflet totul sunt femeile care au cele mai grave probleme de sănătate. Stresul, draga mea, este un inamic puternic al sănătății tale. Încearcă să nu îl lași să-ți controleze viața. Caută modalități de a te relaxa și de a te detașa de lucrurile care te îngrijorează. Fii selectivă în privința bătăilor de cap pe care le admiți în viața ta. Nu încerca să fii perfectă sau să mulțumești pe toată lumea. Îți vei epuiza resursele și vei ajunge să te simți nefericită și nerealizată. Învață să-ți stabilești prioritățile și să spui nu atunci când este necesar. Cele care au încercat asta au ajuns să fie foarte frustrate, triste și deprimate, deoarece au simțit că nu au trăit niciodată așa cum au vrut ele, ci așa cum au vrut alții. Respectă-ți corpul. Cele care și-au neglijat corpul fie suferă de boli grave, fie nu mai sunt în această lume. În goana după bani, omul uită de organismul său. Îl tratează cu indiferență, mănâncă în grabă, uită să bea apă, nu doarme atunci când organismul are nevoie, iar asta se va reflecta în felul în care se simt. Ia o pauză atunci când ai nevoie, detașează-te de tot ce este urât și rău. Ține aproape pe toți oamenii care te fac să zâmbești și îndepărtează-te de cei care îți întristează viața. Stai cât mai departe de dramele altora și învață să spui nu. A asculta dramele altora și a încerca să ajuți mereu pe alții te va seca pe tine de energie. Ferește-te de drame și lasă oamenii să se ajute și singuri. Spune nu atunci când oamenii îți încalcă limitele. Nu te mai stresa din cauza curățeniei. Știu că vrei să ai o casă perfect curată mereu, dar nu transforma asta într-o obsesie, deoarece vei ajunge să fii epuizată fizic și psihic. La fel și cu gătitul. Uneori ia o pauză. Este în regulă să spui, azi nu mai pot, azi am obosit, azi am nevoie de ajutor. Femeia tinde să facă adesea totul singură și să nu se plângă de nimic, iar asta duce la epuizare nu doar fizică, ci și la epuizare psihică. Dragă femeie, ieși mai des în natură, plimbă-te, roagă-te, citește, dansează, desenează, cumpără-ți o floare. Fă mai des ceea ce te face fericită. Fă lucruri care îți aduc bucurie, trăiește frumos și bucură-te de viață. Zâmbetele, lucrurile care te relaxează și îți aduc bucurie și momentele petrecute alături de oamenii dragi sunt sănătate curată. Trăiți-vă viața frumos și nu uitați să faceți alegeri înțelepte. Nu uitați că sunteți prețioase și meritați să trăiți o viață fericită și împlinită. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.